Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Discutăm astăzi din nou pentru a câta oară despre miliardul furat. Săptămâna aceasta, Procuratura Generală a prezentat o strategie privind recuperarea banilor din miliardul sustras din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, o strategie care arată că acești bani ar urma să revină în bugetul de stat în aproximativ 3 ani de zile. Documentul provoacă însă mai multe semne de întrebare pe care le discutăm astăzi cu invitații din studio. Domnul Sergiu Tofilat, expert economic, președinte Watchdog. Bună seara! Bună seara! Domnul Sergiu Gaibu, expert economic, Centru Expert Group. Bună seara! Și domnul Vyacheslav Balakchi, membru al proiectului Zeppelin Investigation. Bună seara! Bună seara! Înainte de a începe discuțiile la subiect, vă propun să urmărim un subiect pregătit de colegii mei despre conferința la care a fost prezentată această strategie a Procuraturii Generale. Până la această etapă, din mijloacele fixe și mobile, a fost recuperat aproximativ 477 de milioane de lei. Deci, din suma totală de 13,3 miliarde, 2,6 miliarde de lei sunt mijloace financiare care vor fi recuperate din bunurile care sunt în posesia celor trei bănci comerciale. Astfel rămâne de identificat unde sunt 10,7 miliarde de lei. Bețișor spune că în dosarele trimise în instanță sunt 5,6 miliarde, iar alte 4 se regăsesc în dosarele nefinalizate. Mai exact, de la Vlad Filat, condamnat definitiv, Bețișor spune că în buget ar trebui să intre 472 de milioane de lei, în timp ce de la Vyacheslav Platon 869 de milioane, alte 52 de milioane de la Caravita și Vladimir Rusu. Potrivit primei instanțe, Ilan Șor ar trebui să întoarcă 2,7 miliarde de lei, iar Kirill Lucin 10 milioane. Procurorii vor să scoată peste 1 miliard de lei și de la grupul Gachkevich, dosarul fiind încă pe rol, iar 485 de milioane de la conducerea Unibank. Totuși, în sentința lui Șor nu se pomenește nimic despre suma prejudiciului, iar o cauză civilă împotriva acestuia nu există. Prin urmare, nu este clar cum primarul din Orhei va restitui acești bani. La această etapă nu pot să spun cu certitudine, dar știu că sunt în proces de valorificare și respectiv înstrăinare, o parte din ele. Întrebată de ce pronunțarea unei decizii finale în cazul lui Șor durează atât de mult, Bețișor spune că nu procuratura poartă răspundere. Cauza lui Șor este în instanța de apel la această etapă și respectiv întrebarea nu este către procuratura anticorupție. Experții se uită sceptic la strategia de recuperare a miliardului furat anunțată de procurori, din care nu este clar de unde și cum au fost identificate sumele prezentate în raport. Cei 2,6 nu sunt clari. Sunt banii care au plecat și dacă au plecat 13 miliarde din țară, de ce 3 miliarde imediat se șterg de pe listă? Pentru că s-au recuperat din active alți bani și deci ne duce cu gândul că sau vrea să ne ducă în eroare sau 3 miliarde aparțin altcuiva. Victor Ciobanu mai spune că aflarea dosarelor în instanță nu garantează că banii vor fi recuperați. S-au deschis de 5 miliarde cauze penale. În realitate, în hotărâri judecătorești s-au materializat doar 1,3 sentințele judecătorești. Până la urmă pot da o anumită notă activității organelor de urmărire penală. Dar asta nu înseamnă că banii vor fi recuperați. Strategia de recuperare urmărește scopul returnării banilor în aproximativ 3 ani, urmând ca procurorii să vină cu dări de seamă odată în 6 luni către procurorul general. Strategia a fost elaborată separată de raportul Crol 2. Am revenit în studio. Eu ziceam la începutul emisiunii, am citit atent această strategie, am citit-o cu stilou și cu caietelul în mână și am multe semne de întrebare, o întrebare pe care o adresez cam de fiecare dată când este vorba despre ancheta legată de dosarul furtului miliardului, este perioada de timp care este vizată de procurori. Strategia ne arată că a luat în calcul o perioadă care cuprinde anii 2007-2014. Deci până în momentul în care intervine statul prin aceste garanții de stat. Vreau să vă întreb dacă vi se pare corect stabilit intervalul de timp în care s-ar fi comis furtul? Mie mi se pare incorect stabilit intervalul, pentru că sunt două episoade diferite. Dacă procurorul își pun scopul să clarifice cum s-a furat de la bun început din Banca de Economie, atunci trebuie să pornească din anii 90. Acolo ai la ce te uita. Da, probabil că trebuiau mai mulți ani furtul miliardului, ca să investigheze. Da. Dacă ne uităm raportul Kroll, furtul miliardului sau investigarea lui pornește de la
Deci, ținând cont de faptul că s-au scos bani din trei bănci, Unibank, Banca Socială și Banca de Economii, Kroll începe investigarea din august 2012, de când a fost preluat Unibank. Kroll începe din momentul în care i-a spus Banca Națională să începe, nu? Pentru că perioadele le-a indicat Banca Națională. Atunci, Ilan Șor, prin persoane interpuse, a căpătat controlul asupra Unibank. După asta a urmat Banca Socială în 2013 mai și după asta BM în august 2013. Deci, devalizarea celor trei bănci a pornit de către grupul Șor, concret, a pornit din august 2012. Ceea ce a fost până la ține de activitatea grupului Gachkevici. Da, și trebuie tratat apart. Perioada când se termină investigațiile sau așa cum sunt stabilite în strategie, deci 2014, înțeleg că sfârșitul anului 2014. Da, punctul culminant a fost 25-26 noiembrie. Bun, au mai fost și niște episoade despre care noi nu știm, se mai vorbește că s-au făcut operații și după 26 noiembrie 2014, dar chestia asta a culminat cu scoaterea din rezervele băncii naționale a sumei de 14,1 miliarde de lei sub garanția guvernului și tot lucrul ăsta a fost transformat în datorii de stat. Deci da, atunci a fost finalizată schema, să spun așa, credeți noiembrie 2014. E corect să se termine ancheta? Nu. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat mai departe, pentru că apare un mare semn de întrebare. Mai departe, adică după noiembrie 2014? Exact, da. Cum a administrat BNM cele trei bănci și de ce continuau să atragă depozite? Da. Domnul Gaibu, domnul Belucci? Opinia mea este că optica abordată până acum atât de instituții cât și de presă, apropo, este una absolut defectă pentru a înțelege ce s-a întâmplat de fapt, pentru că să fragmentezi 2012-2014 și să înțelegi ce s-a întâmplat acolo este aproape imposibil. Deci poate obții niște indici, da, și respectiv ai mai multe întrebări decât răspunsuri. De ce a preluat Șor în 2012 Unibanco și Banca Socială, Banca Socială fiind goală, o spune, fostul angajat Sagaidac, dacă acolo erau doar datorii. Nu știu dacă datorii. Este vorba despre presă. Deci acestea sunt termenii pe care i-a dat de referință Banca Națională atunci când a stabilit prima sarcină pentru bine, Kroll. Atunci era și un context noi politic. Noi ne-am bazat pe ceea ce ne-a spus Banca era Națională. Era un context politic specific, putem să ne amintim. Cred, eu, după investigațiile făcute, înțeleg că aici este problema. Ține minte premierul de atunci, domnul Strelet, spunea că Kroll cere prea mulți bani și i-a ținut vreo jumătate de an în fază de precontract. Oare condițiile le-a stabilit guvernul atunci? Poftim? Condițiile către Kroll le-a stabilit guvernul atunci, nu Banca Națională a făcut? Nu, desigur că BNM-ul, dar trebuia să fie acceptul guvernului în care guvernul și premierul aveau o poziție intransigentă. Da? Acolo există mai multe semne de întrebare și inclusiv și chestiuni de investigat, pentru că după aia brusc domnul Săreleț a dat ok-ul pentru investigații. Dar bine, asta este pentru investigații ulterioare, probabil. Sergiu a menționat corect, ca să înțelegem ce s-a întâmplat acolo și toate problemele purtate în spate de Banca de Economii ca să se ajungă în noiembrie 2014 la garanții de la guvern și banii din rezerva BNM-ului care să acopere gaura. Ca să înțelegem cum s-a format gaura, trebuie să începem într-adevăr din anii 90, să vedem toate. A fost cu adevărat o vacă de mulți, toate guvernările din anii 90 au luat câte un credit, două, presa a scris despre soțul doamnei Greceanei, Curtea de Conturi a scris despre Viorel Țopa, 5 milioane și ceva de dolari. Bun, de în 2001. Mulți au luat și Partidul Comuniștilor la un moment dat toți a luat câte puțin, exact. 50 de milioane pe care s-a restituit. Ca orice bancă, Banca de Economie are un fond de riscuri în care erau să le spunem așa, diluate aceste credite neperformante. Mai mult mă interesează în momentul în care se încheie. Păi exact, este aceeași logic. S-a mers în continuare până în 2009, cu aceste credite stinse în fondul de rezervă și în 2009 poftele au început să crească, pentru că a fost o, nu vreau să trec pe segmentul de speculații, dar până la urmă a fost o guvernare de alianță și am impresia că fiecare a încercat să scoată câte ceva de acolo. Domnul
Domnul Șor a menționat câte ceva în denunț, apropo, credite luate în denunțul, denunțurile, de fapt sunt două deja. Numai două? Mie mi se pare că sunt mai multe. Și de asta este puțin greșit, spunem accentele pe, spunem vina pe procurori. Procurorii ei ori ieși dintr-un denunț. În toată lumea, atunci când este un denunț și vine denunțătorul și spune că i-am dat mită ăstuia pentru ca să pot scoate bani din banca de economii, cam asta s-a întâmplat după 2009. Dar deci, da, m-așteptam de la procurori să facă mai mult decât să asculte un denunț și să aplice în practică tot ce scrie în denunț. Adică mie mi se pare, cel puțin, noi nu suntem jurnaliști de investigație, noi nu suntem procurori, dar în cazul nostru, când vine cineva cu un denunț, noi verificăm informațiile și doar în cazul în care se confirmă anumite lucruri, scriem. Asta bine, ne-ar fi așteptat să se întâmple și în cazul procuraturii. Două dosare sunt deja sentințe, pe al doilea nu este definitivă, pe una este definitivă și haideți să vedem ce o spune CEDO și dacă o să fie... Tocmai aceste sentințe arată că anumite lucruri pe care le-a afirmat în denunț Șor nu s-au confirmat, au fost false. Da, și s-a reflectat inclusiv la capitolul recuperării banilor. Am văzut că recent chiar presa a scris, a indignat că iată, unele bunuri n-au putut fi urmărite din cauza faptului că au ajuns la alte persoane. La persoane, da. Eu întrebam de altceva. Asta, deci faptul că se încheie ancheta procurorilor pe anul 2014, sfârșitul anului 2014, din punctul dumneavoastră de vedere, este corect să se încheie acolo ancheta? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Până și este unde trebuie să meargă? Adică când credeți că, până când s-au comis ilegalitățile? Deci până în... în general nu putem să vorbim despre finalizarea ilegalităților atunci când, atât timp cât banii au în continuare au venit și din rezerva BNM-ului, da, care au stupat găurile. Deci toate sunt elemente care trebuie și probabil sunt, probabil este vorba de o deficiență de comunicare, cred eu. Bun, aici pentru că pentru că procurorii în strategie scriu despre banii din rezerva BNM-ului, da, care sunt un element scriu doar despre faptul că suma aceasta este luată de preferință pentru calcularea prejudiciului. Dar despre alt aspect care ar fi investigat în cadrul vreunui dosar, acest episod al garanțiilor de stat eu nu am văzut nicăieri. Ba da, este menționat în strategie și se explică prejudiciul. Eu sper să putem discuta în cadrul acestei emisiuni și cu domnul Morar ca să ne dea răspuns dacă există acest element în investigație. Se explic, deci acest moment chiar este prezent și ca să înțelegem cum au fost furați banii din rezerva BNM-ului, trebuie să vedem găurile care au fost acoperite. Deci, cu adevărat, găurile investigate până în prezent, inclusiv cine a dat crolul, deci creditele, da, care nu s-au întors, au fost banii care au fost furați din BEM, Banca Socială și Unibank, au fost furați, cum a zis și Sergiu, până în noiembrie 2014. Și după asta după asta a intervenit alt scheme. Și s-a mai furat sau nu s-a mai furat? Întrebarea este ilegalități, s-au mai comis după asta sau nu s-au mai comis? Înțeles că s-au comis. Aduceți-vă aminte situația din ianuarie, februarie 2015 cu creșterea exorbitantă a cursului de schimb valutar. Care a adus niște beneficii băncilor astea. Trei bănci, care au fost fraudate, s-au pricopsit cu profit de peste 1 miliard de lei. Atașa, de unde știau aceste bănci, cum trebuia de acționat și ce valută de cumpărat și când de vândut, când erau administrate de Banca Națională. Și trebuie să urmărim. Și plus la asta, acum merge procesul de lichidare a patrimoniului băncilor. Deci avem lichidatori care vând. Dar haideți să nu mergem atât de departe, domnul Gaibu, încă nu a intervenit. Aici nu putem spune dacă continuă sau nu. Da. Este indiscutabil că trebuie să fie un repier, fiindcă în Republica Moldova, din păcate, se produc multe evenimente cu consecințe proaste pentru contribuabilii Republicii Moldova. Și în cazul dat, Sergiu a menționat foarte bine, un repier este schimbarea proprietarilor. Și atunci, asta e elementul cheie pentru a înțelege când din momentul în când au intrat noi proprietari. În aceste perioade, 2007-2014, de câteva ori s-a schimbat indiscutabil. Deci, în toate etapele respective și foarte corect s-a menționat că din 90 încoace, deci sunt foarte multe evenimente care au loc și, din păcate, prejudicează cetățenii Republicii Moldova. Dar pentru cazul respectiv, dacă să luăm situația cu furtul miliardului, s-au schimbat proprietari și e clar că e concertat la aceste trei bănci, respectiv concertarea respectivă, fiind în spate un grup destul de clar definit, lucrul acesta trebuie investigat și poate fi investigat și trebuie investigat ca un tot întreg. Indiscutabil și asta mi-a
pus și pe mine în gardă, fiindcă la noi se primește că această strategie de recuperare, indiscutabil, este o presiune din partea opiniei publice de a afla totuși care sunt consecința și la crawl 1, crawl 2, deci s-au încheiat, a apărut o sinteză și o pauză. Deci trebuia să apară ceva, în caz contrar, se acumulează energie negativă și iată a apărut strategie de recuperare. Este nu știm câtă legătură este între această strategie și crawl, nu este clar din strategie, da, deci nu există este vreo legătură între ele. Legătura respectivă, mai mult ca atât, eu pun întrebarea de ce strategia aceasta nu a apărut mai devreme, având în vedere că tot reprezentanții Procuraturii și Centrului Național Anticorupție au spus că ei cunosc mult mai multe detalii decât a raportat crawl chiar în primul său raport. Deci cunoșteau foarte bine. Deci o astfel de strategie trebuia să apară, de fapt, mai devreme. Doi, focusarea strategiei doar la recuperare este o greșeală. Fiindcă noi trebuie să investigăm nu doar, să avem o strategie nu doar pentru recuperare, dar inclusiv privind investigarea acțiunilor autorităților publice. Cum au reacționat? Ce au făcut până la apariția garanției sau forțarea statului de a face această garanție? Și post, adică după ce s-a depistat gaura aceasta, iarăși, cum au acționat diferite instituții de stat? Și cum au apreciat valoarea garanției, da, inclusiv? Și trei, este necesar, iată, a fost anterior, când vă aduceți aminte, noi ne-am întâlnit ultima dată, s-a discutat că s-au pretrecut astfel de situații și în alte țări, cum ar fi Marea Britanie, s-a inițiat o anchetă din partea Parlamentului. Nu s-a întâmplat nimic în cazul respectiv. Nu avem nicio poziție clară din partea Parlamentului sau cel puțin unor grupuri parlamentare, dar chiar Parlamentul ca instituție trebuie să inițieze o astfel de investigație și scopul ei nu este să depisteze cine concret a greșit sau cine este vinovatul sau bandiții care în mijlocit s-au ocupat de furturile respective, dar să investigeze care sunt procedurile care au fost incorect setate și au permis ca astfel de dilapidări în așa proporție să aibă loc. La toți, la Banca Națională, la Procuratură, la acele comisii care trebuiau să aibă loc, n-au avut loc sau au avut loc cu întârziere sau cu decizii proaste. Deci toate aceste procese trebuiau să fie investigate, să fie scoase concluzii în privința procedurilor, care sunt minusurile respective și un plan, iarăși o strategie deja din partea Parlamentului, ce modificări trebuie să facem ca astfel de lucruri să nu aibă loc. Pe de o parte. Pe de altă parte, instituțiile respective trebuie ulterior, în baza acestei investigații, să fie văzut cine a greșit din cadrul instituțiilor. Nu e vorba doar de persoanele care nu făceau parte din administrație, dar ci din administrația de stat. Ce erori au fost efectuate și iarăși pe subiectul acesta noi avem o Nu avem nicio răspuns la întrebarea de ce este necesară strategie pentru recuperarea miliardului. Stați un pic. Dacă organele de anchetă vor pe bune să recupereze miliardul, cu ce ocazie ei să prezinte public, adică să cunoască și cei care au furat miliardul, să le prezinte strategia cum o să fie recuperați acești bani. Trebuie nu. Să ne determinăm strategia, vrem sau nu informații. Trebuie să se axeze, cum a menționat Sergiu, pe două chestii. Prima, deci dacă s-a întâmplat o problemă, înseamnă că fie legislația trebuie ajustată, ceva n-a mers bine, legile nu sunt așa cum trebuie, fie legile sunt bune, dar persoanele care trebuiau să le implementeze, persoanele responsabile, nu și-au făcut meseria și trebuie să răspundă. Acum, referitor la strategii și dacă este ceva nu secret... Nu trebuie să deschizi cărțile coților, cum tu ai de gând să recuperezi miliardul. Nu știu dacă este ceva secret în această strategie care noi nu am știut. Exact. Poate în acele anexe care sunt confidențiale. Asta este ceva de făcut de ochii lumii ca să mai întembereze spiritele. Deci se duc niciun fel de investigații. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care revenim să discutăm și despre suma care urmează să fie recuperată. Okay. De ce e 13,34 de miliarde de lei? De ce nu mai mult? De ce nu mai puțin? Publicitate. Am revenit în studio. Înainte de pauză ziceam că discutăm după ce revenim despre suma care este luată drept repier pentru recuperarea banilor de la cele trei bănci și procurorii zic că a luat drept repier suma de 13,34 de miliarde de lei pentru că asta a fost valoarea garanțiilor de stat acordate de guvern în noiembrie 2014 și martie 2015. Pentru mine este absolut neclar de ce
să lua drept repiere această sumă, dacă într-adevăr asta înseamnă că aceasta este suma care s-a furat de la cele trei bănci, pentru că eu mă amintesc că, de fapt, Banca Națională a solicitat garanții în valoare mai mare. Ele la un moment dat au fost micșorate, iar la două oară, cea de-a treia garanție nici nu a fost acordată. Deci, cel puțin, teoretic, suma, dacă e să facem trimitere la cât a cerut Banca Națională ca și garanție de stat, suma prejudiciilor era mai mare de 13 miliarde de lei. Atunci, de ce Procuratura Generală nu încearcă să facă ea niște calcule personale și nu să ia drept bun, adevăr, ceea ce a cerut Banca Națională și cât s-a târguit ea și a ajuns la un numitor comun cu guvernul. Cine discută calculele? Deci lucrurile sunt foarte simple. Fiecare bancă are portofoliu de credite. Este lista de credite acordate. Ele trebuie verificate care din aceste credite sunt credite obișnuite, adică debitori de bună credință, companii care activează și au luat bani să-și administreze afacerile. Și care credite sunt frauduloase. Iată, din acele frauduloase trebuie de văzut care este suma prejudiciului. Adică trebuie de verificat efectiv portofoliul de credit la fiecare din cele trei bănci. Asta e prima. Atunci poți să identifici câți bani au fost scoși din bancă. Iată, dumneavoastră ați văzut strategie. Reiese că au fost făcute aceste calcule? Nu, chiar procurorii menționează că ei încă nu știu care este valoarea prejudiciilor. Deci, 3 ani jumate au trecut și încă nu au reușit să verifice portofoliul de credite a băncilor. Ei rulajul știuți, acolo scrie acordarea banilor conform contractului de credit. Unde documentele înțeleg că au dispărut, au ars. Rulajele nu dispar, ele sunt la Banca Națională. Uh-huh. Pentru că toate plățile trec prin sistemul automat de plăți interne, SAPI. Deci informația există acum, cu siguranță. Aici e un pic, în această așa numită strategie, un pic de confuzie. Deci la pagina 2 procurorii scriu că suma sau scopul acestei strategii este să recupereze mijloacele fraudate în sumă de 13,34 de miliarde de lei. Pagina 2. Dar la pagina 3 scrie că Procuratura Anticorupției și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale au obiectiv de a recupera suma de 10,7 miliarde de lei. Păi care totuși e suma care voi vreți să acum recuperați? Să discutăm, pentru că Banca Națională a acordat 14,1 miliarde de lei pentru acoperirea găurii. 14,1. Cine da. 14,1 s-a ajuns la 10,7? Păi. Interesant. Deci, de fapt, calculul acesta demonstrează încă o dată că raportul acesta sau strategia aceasta este necesară pentru public. Fiindcă anume cifra care se așează pe umerii contribuabilor este cea care este de interes major. Da, cea care oamenii știu că e a lor și de la ei a fost luată. Foarte corect. Din acest motiv, acest document tratează și propune o soluție pentru recuperarea acestei sume ca să dea de înțeles, uitați-vă, stimați cetățeni și contribuabili, noi avem o soluție, cum dumneavoastră nu veți plăti nimic. Da. Deci, dar nu e asta, de fapt, e foarte corect, adică suma nu este clară, fiindcă, într-adevăr, fiecare dosar în separat, acolo unde au fost informații false prezentate, contracte false și așa mai departe, este prejudiciu. Prejudiciu acordat băncii care respectiv se recuperează. Da, eu aș fi înțeles Doi, cifra în afară asta. De contribuabili, sunt prejudiciați acționarii minoritari. Au fost acționari minoritari care acum nu au nimic, băncile sunt în lichidare, primordial toți banii aceștia sunt transferați pentru achitarea creditului, dar ei de asemenea sunt o parte păgubită în dosare. Nu sunt menționați nicăieri în dosarul respectiv, fiindcă, după cum am spus, documentul are un scop destul de clar. Eu aș fi înțeles această sumă în care, de exemplu, strategia se numea despre recuperarea banilor care au fost transformați în datorii de stat. Da. Și da, atunci oarecum clar, înțeleg de ce 13 miliarde. Altfel mă întreb dacă nu cumva prejudiciul era mai mare și cineva a scăpat grație faptului că s-a plafonat cât scoatem din prejudiciu. Da, eu vă propun totuși să facem claritate ca să înțeleagă și cei de acasă. Eu să-mi permit să folosesc schema noastră pentru că este cumva mai clară la procurori. Este vorba de tabele și respectiv cifre seci. Pentru a înțelege, este prejudiciul cauzat prin fraudă. Da. Și este efectul fraudei, da? Gaura provocată de fraudă, însăși de furt. Prejudiciul cui provocat?
Despre cine prejudiciu discutăm? Provocat în ultimă instanță guvernului și BNM-ului, care a fost nevoit să acopere gaura din rezervele deci, valutare. Adică 13 miliarde. Adică 14,1 de fapt, 14,1. Pentru că până la, da. S-a ajuns la 13 pentru până în 2016 s-a acoperit o parte. Da. Da. Deci, însă și furtul, care e cifra pe care am folosit-o și noi, la noi de fapt a fost puțin mai mare, 10,8, da? este cifra confirmată de sentințe sau procedură în instanță, pentru că dreptul procesual penal este puțin altceva decât propagandă sau jurnalistică, da? Pentru că atunci când ies procurorul și spune că uite, ăsta a furat atât, se trezește cu acțiuni sau cu altceva în instanță. Deci tot trebuie să fim sinceri deci și să spunem până la urmă tot ce spune procurorul nu este adevăr definitiv, pentru că de asta avem instanța de judecată, exact. Care sigur, uneori mărește pedeapsa, sigur, că, păi, în unul din cazuri, în unul din dosare deja avem o sentință și iarăși pe celelalte încă nu sunt definitive, dar sunt deja hotărâri de judecată care conferă o putere juridică deja acestor cifre. Și atât de ce, datorită presiunii publice, și eu consider totuși, o să-l contrazic pe Sergiu, că este bine atunci când noi aflăm care a fost, ce s-a întâmplat cu banii noștri, și respectiv diferența, toată lumea, inclusiv voi vă întrebați în studio, de ce este diferența, pentru că atunci când închizi o bancă, cade o bancă, da? Nu poți închizi banca și spui papa, punem la închisoare bandiții, luăm cât au furat ei 10, dar cu restul banilor ce facem? Adică o să amintesc, businessul bancar este un business concret care prezintă atragerea depozitelor de la cetățeni și vânzarea respectiv acestor bani prin credite. Și atunci când închizi o bancă, trebuie să întorci deponenților banii, mai ales că infractorii au fost foarte șireți și au făcut prin plasamente interbancare. Iată de ce eu spuneam că nu o să înțelege nimic dacă o să ne uităm la banii furați de Șor, banii furați de Platon, segmentat, da? Pentru că de fapt este vorba de o schemă care a fost acoperită, da? Toată gaura asta de 14, după aia 13, a fost creată prin furtul acestor 10 miliarde. Domnul Balacce, cineva de lei? Poate să ne spună da, cât iată în sumă, dacă îi luăm prejudiciul care a fost comis sau făcut băncii de economii, prejudiciul suportat de către Banca Socială, prejudiciul suportat de Unibank, toate împreună, eu să vă aduc ele un exemplu. Sunt egale cu 13 discutam miliarde? Discutam până la pauză de perioada până când a avut loc furtul. Banii furați în noiembrie 2014 de la Banca de Economii s-au întors în 2015, în aprilie, în Republica Moldova și din acești bani s-au cumpărat acțiuni la Sito și la Agroinbank. Da? Deci, cum putem să calificăm acești bani? De cine au fost furați? De Șor sau de Platon? Mie nu mă interesează acum de cine. Acum întreb despre suma totală. Ce încerc să vă explic? De ce este suma, au menționat și procurorii, este una aproximativă, pentru că urmează dosarea în instanță și ele să fie oficializate și... Stați un pic, strategia când se elaborează nu este aproximativă. Tocmai de asta e strategie, ea trebuie să fie... Exact. Deci dacă tu îți propui să strângi 13 miliarde, înseamnă că tu ești concentrat să strângi 13 miliarde, da? Exact. Și modul în care au fost repartizate bani și pentru că doamna procuror, doamna Bețișor ne-a zis că 90% deja dosarele sunt finisate, eu înțeleg că gata. Nu sunt finisate, sunt transmise în instanță. Am în vedere pe, nu mă refer la faptul că sunt finisate dosarele, mă refer la investigare ce? În căutare. Poftim? 90% din ce? Din tot ce înseamnă investigarea furtului miliardă, 90% din tot ce înseamnă din dosarul investigării. Din valoarea fraudii sau din numărul dosarului, din numărul nu dosarilor. Nu știu, deci asta a fost modul în care s-a exprimat doamna Bețișor. Eu înțeleg că cu numele și cu persoanele implicate, cam e pe aici, cam e cât a calculat. Și matematic, dacă ne uităm această sumă, este cumva deja împărțită pe persoane, care și cât trebuie să întoarcă. Deci înțeleg că lucrurile sunt cam clare. Dar eu nu exclud că suma înțeleg, este mult mai mare. Nu înțelegeți diferența, da? Dintre 14 și restul. Eu nu exclud. Deci nu știu cade, cifra, cade dar banc. Să presupunem că, de fapt, pentru că am zis mai înainte, Banca Națională a solicitat garanții mai mari. A existat cel puțin încă a treia solicitare de vreo 7 miliarde, dacă nu greșesc, ar putea să greșesc cifra, pe care guvernul a decis să nu o acorde. Deci, cel puțin, teoretic,
prejudiciul adus acestor trei bănci este mai mare de 13 miliarde. Iată, cine sunt cei care au furat celelalte 7 miliarde și care nu se regăsesc în această strategie de recuperare? Pentru mine, întrebarea este cine sunt acești oameni, dacă sunt tot ăștia care sunt indicați aici și de ce nu sunt recuperați banii și la ei? Păi, dacă n-au fost folosiți să dau aprecieri economică la subiectul ăsta. Păi n-au fost folosiți. Păi nu s-au acordat bani pentru acoperire, dar asta nu înseamnă că gaura nu exista deja. Haideți să dau aprecieri economică. Din punct de vedere economic. Noi am avut, adică băncile respective au avut o gaură de 14,1 miliarde minimum, pentru că atât a fost solicitat și era... S-a solicitat mai mult, domnule Gai. Da, s-a solicitat mai mult. Dar atât trebuie să spunem, dacă ne-am oprit la 14,1 miliarde, astea erau indiscutabil necesare, deci gaura garantat era prezentă și era minimumul necesar pentru ca să satisfacă prejudiciile create de ponenților. Da. Deci minimum necesar. Acum, ce avem noi până la momentul actual? Noi, efectiv, cea mai mare parte a recuperărilor este făcută din credite de bună credință, deci sunt pur și simplu achitările de credit aici normale, rog, care respectiv nu reprezintă prejudicii. Schema pe care am pregătit-o noi, pornind de la cifrele, o secundă că vă întrerup, pornind de la cifrele pe care le-a prezentat în această strategie Procuratura Generală, deci nu sunt cifre pe care le-am inventat noi, sunt cifre care figurează în strategie și pe care vreau mai departe să comentăm. Deci credite de bună credință, deci nu sunt cei care au furat. Sunt credite normale, activitate normală care se returnează. Deci cea mai mare parte a returnărilor la momentul actual, de fapt, sunt din credite de bună credință și al doua sursă de achitare sunt activele, iarăși care erau și până la furt. Ele existau. Sunt activele reale ale băncilor, imobile, mobilier și așa mai departe. Tot ce s-a realizat. Este foarte curios. Deci partea aceasta nu reprezintă partea care a fost prejudiciată. Ea exista în bună credință și ea este asta și întrebare. Deci ea este inclusă în strategie. Deci, de facto, doar gaura a existat de 14,1 miliarde, s-a recuperat din ea extrem de puțin. Doar e vorba de câteva zeci de milioane de lei. Restul tot a rămas de asemenea prejudiciu. Da. Deci diminuarea acestui prejudiciu pentru că ea este cu pe, activele... Este pe ecrane. Haideți să ne uităm la această schemă care este pe ecrane și să încercăm să o comentăm. Ea este deasupra voastră, sus o vedeți, la ecranele de sus. Deci 2,6 miliarde de lei din lichidarea băncii de economie, bănci sociale și Unibank. Deci bani care, pentru care nu reprezintă recuperarea prejudiciului. Nu înțeleg de ce Procuratura trebuie să se ocupe de asta sau de ce Procuratura menționează aceste sume în strategie? Dacă îmi permiteți, totuși este foarte simplu, pentru că inclusiv această gaură a fost acoperită din rezerva BNM-ului, pentru că nu puteai întoarce banii deponentului să explici, așteaptă eu să-mi iau, o să-mi întoarcă creditul bun, performant, dar mâine și o să-ți dau banii. Procuratura Generală, de asta trebuie să ocupe cu siguranță, Procuratura? Da, pentru că noi, chiar noi spune că banii scoși din BNM și din care s-a acoperit gaura este o fraudă, da? S-a acoperit o fraudă. Deci, BNM-ul din banii mei trebuie să stopi furturile lui Șor și Platon. Da. Și este o chestie absolut lipsită de logică. În primul rând, dacă pornim de la raportul Kroll, acolo pe 25-26 noiembrie 2014, toți banii de la cele trei bănci au fost concentrați la Banca Socială, care a acordat credite la 5 firme din grupul Șor, 13,7 miliarde lei. Da? Ține minte cifra asta. Mai departe, procurorii ne spun că în perioada 2007-2012 grupul Gachkevici a prejudiciat Banca de Economie cu încă 3,2 miliarde lei sau că 3,5. Da, nici nu știu unde e scris la ei. Deci în total deja se primesc peste 16 miliarde de lei prejudiciu, dacă să luăm cum calculează ei din 2007. Acum, credite dacă ne uităm strict contabil plus dobândă la... pentru perioada. Dacă ne uităm strict contabil la balanța băncii, ea are bani atrași, are banii acționarilor și are credite alocate. Acum, dacă să admitem că s-au furat toți banii, înseamnă că trebuie să fie despăgubiți creditorii și cei ce mai rămân îi dă la acționari. Așa? Da. S-a furat cât s-a furat și au rămas activele, creditele performante, adică cele de bună credință, au rămas mijloace fixe, mașini și așa mai departe. Ok. Acum, dacă noi admitem că din banii, din vânzarea la aceste active, noi să încercăm să ne achităm cu creditorii și să recuperăm mai puțin din cât s-a furat, înseamnă că cineva o să rămână nedespăgubit. Da? Și acum procurorii nu se ocupă propriu-zis de recuperarea la toți banii. Le spun, ok, cei ce nu s-a furat o să vindem și nu o să recuperăm partea care nu ajunge.
Partea efectiv s-a furat. Exact. Cel puțin 14. S-a furat 14, dar mai vindem ce mai rămas aici nefurat și a întoarce numai 10. Ok, da, ce, deci ce rămâne cu ceilalți că, bani? Înțeleg că cel puțin 3 miliarde care au fost furate nu vor fi retrase de la cei care au furat. Ca așa înțeleg, din moment ce sunt recuperate din contul vânzării unor bunuri, înseamnă că cel care i-a furat banii ăștia, propriu zis, nu trebuie să-i întoarcă, nu? Cine este cel care a furat aceste 3 miliarde? Atunci este că nu trebuie să încasăm banii, da, dacă vin din alte surse. Da, dar nu procuratura asta trebuie să facă. Banca Socială, Unibancul și Banca de Economie, juridic, îi aparținea lui Șor. Da? Și faptul că se valorifică proprietățile lui, eu consider că este benefic pentru buget și pentru țară. Nu, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar problema este unde băgăm aceste 3 miliarde de lei din vânzarea activilor și bunurilor. În prejudiciu sau plus? Deci, mai întâi să explic, este o întrebare care am întâlnit-o și noi atunci când investigam. Cifrele este 16, în raportul Crowell 2 figurează 2,9 miliarde de dolari. De fapt, în strategia procurorilor este menționat asta. Bun, este o legitate. Doi întreg și ceva, dar o parte deci, s-au întors înapoi. Spun mult mai simplu, ca să nu alergăm. Deci, foarte simplu. Foarte simplu, explic. Deci, Șor lua creditul, îl scotea prin băncile din Letonia împreună cu și o parte Platon, de bani întorcea. Da, și o parte de bani întorcea și închidea alt credit. Deci bun, cu ajutorul banilor de la cine Moscova făcea un carusel de credite. De asta avea impresia că... Cine a zis că este ușor? Deci matematica sau ecuația este un pic mai complicată. Ea cuprinde și plus și minus și aici exact, ar trebui să fie făcut. Exact aceste calcule matematice. Bilanțul este de minus demonstrat de... pentru că... Senzația mea este când fac această matematică eu, reieșind din cifrele pe care mi le dă Procuratura Generală, este că din ecuație este scos cineva, cel puțin, chiar și din astea 13 miliarde. Exact. Este scos cineva care a furat 3 miliarde și care nu trebuie acum să întoarcă acești bani. Mai explicăm. Haideți să explic simplu. Da? Banca Națională, când a acordat aceste împrumuturi la cele trei bănci, Banca Națională, guvernul, adică statul Republica Moldova, a devenit creditor la aceste bănci. Și tot patrimoniul băncilor, inclusiv banii furați, trebuie să meargă la acoperirea acestei datorii față de stat. Exact. În afară de statul Republica Moldova, mai sunt alți creditori și mai sunt acționarii. Și atât dacă sumăm acest capital și ajungem la amploarea fraudei, poate fi, nu știu, 15 miliarde, 20 de miliarde. Acum, faptul că procurorii se preocupă doar de recuperarea la obligațiile care le are, care le-au acest bănci față de stat, adică 13 miliarde, înseamnă că lor nu le pasă de ceilalți creditori și de acționari care presupun că mai erau și trebuie de bună credință. Deci o parte de creditori și acționarii vor rămâne fără bani. Interesele statului fără ca să apere interesele de fapt a tuturor cetățenilor Republicii Moldova în doar de statul. Și asta e o problemă. Și ar trebui să se consider că procuratura pe subiectul ăsta. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să îngrijească în primul rând de banii lor. Dacă ne îngrijim de banii rușilor de la Vneș Econom Bank, dar de ce ne îngrijim de banii? Deci noi nu zicem că să le întoarcă banii celor care i-au furat, pentru că nici n-au cum. Noi am avut comisie specială pentru asta, ca banii să ne ajungă înapoi la cei care au furat. Nu știu dacă comisia și-a făcut treaba. Dar problema este, vă ziceam, procuratura ne spune că s-au furat 13 miliarde. Asta e ceea ce ne spune procuratura. Eu vreau să ne dea înapoi exact aceleași 13 miliarde. Și vreau să revenim din nou la acel grafic pe care l-am elaborat noi pornind de la cifrele puse la dispoziție de procuratură și vedem acolo. Deci, 3,32 miliarde de lei de la grupul Gacichevici, ok, să zicem, nu m-am băgat să calculez, nu știu. 0,305 miliarde, adică 50 de milioane de lei de la Caravita & Co., 798 de milioane de lei de la Vlad Filat, dintre care, de altfel, o să ajungem să vorbim după pauză câți bani, de fapt, pot fi recuperați din ăștia care spune procuratura că au fost furați de Vlad Filat. Și alți 869 de milioane de lei de la Vecislav Platon și 5,2 miliarde de lei de la Ilan Șor. Deci, dacă calculăm toate sumele astea împreună, iese 13,34 de miliarde, aproximativ, de miliarde de lei care urmează a fi recuperați. Deci, e foarte clar. Sunt nume. Eu văd nume. Gacichevici, Caravita, Vlad Filat, Vecislav Platon, Ilan Șor. Eu nu văd nume în dreptul la 2,6 miliarde de lei care au fost furați. Cine sunt cei de la care vor fi luați acești bani?
Procurorul deci, nu interesează ca, totuși, ca să aflăm, ca să înțelegem răspunsul ăsta, trebuie totuși să ne întoarcem la ce încercam să vă explic anterior. Atunci când cade o bancă, și Sergiu a menționat, nu poți să-i spui deponentului că eu îți întorc, mâine o să am bani, acum nu i-am. Mâine o să-i întorc, când o să-mi întoarc creditul. Corect, și statul a dat banii. Da, statul a acoperit gaura. Iată care sunt 2,6. Înțeleg. Cine, întrebarea mea este, cine a furat 2,6 miliarde? Poți să vă explic cine? Plasamente interbancare în ultimul... Sunt cei care apar în această schemă sau e un alt nume este pe care un efect, procuratorul este, nu vrea să ne arate? Este un efect al furtului. Nu. Cum să vă explic? Atunci când cade ce o bancă... Ce apare problema respectivă, că nu e clar. Fiindcă metoda pe care a abordat-o procuratora, din păcate, de matematică, și-a stabilit un obiectiv care este un obiectiv important pentru stat, ca să nu mai există întrebarea aceasta cu recuperarea banilor care se așează pe umerii contribuabililor, direct, ca datoria statului. Dar, corect era să fie făcută, să fie investigate toate creditele neînchise la momentul când s-a produs furtul, și toate cele care au componentă de fraudă, de fapt, reprezintă prejudiciul adus băncilor. Iată poftim, asta e simplu și ele trebuie să fie sumate. De 4 ani zile trebuie să se întâmple deja lucrul acesta și să fie clară suma prejudiciului. Fiindcă dacă el e de bună credință, el nu a prezentat informații false, debitorul găjesc, nu a prezentat informații denaturate privind gajul său. Da. Deci s-a petrecut totul în condiții normale în ceea ce privește procesul de creditare. Ăsta e credit de bună credință. El nu face parte, nu a prejudiat pe nimeni, chiar dacă are criză și altă întrebare, dar el nu are falsuri și nu are procese strane în ceea ce privește modul de acordare. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitare. Restul reprezintă prejudiciu. Înțeleg. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care continuăm discuțiile. Am revenit în studio. Înainte de a trece la un alt subiect pe care vreau să-l discutăm astăzi, legat de niște modificări în schema pe care am prezentat-o un pic mai devreme, la șor, nu știu cum, din 5 întreg și 2 miliarde, suma s-a micșorat, în schimb s-a mărit pe partea lui Platon, cu cât s-a micșorat de la șor, cu atât s-a mărit la Platon, cu vreo 1 miliard și 700 de milioane de lei. Vreau totuși să mai discutăm câteva aspecte legate de această strategie. Deci, în ea vedeam niște nume. Niște nume legate, oarecum, de niște grupuri. Nu văd nimic legat de vreun nume de oficial care se afla în acel moment în funcție. Deci, propriu zis, în Republica Moldova s-au furat 13, 20, nu știu câte miliarde, multe miliarde de lei. Asta s-a întâmplat în timp ce exista statul, nu era în timp nici de război, nici de situații de calomnie naturală sau nu știu ce. Deci calamitate. calamitate naturală, mulțumesc de observații. Toate instituțiile de stat erau funcționale, la noi s-a furat 13 miliarde, nimeni n-a văzut, nimeni nu poartă răspundere pentru că nu a intervenit la timp. Cum să înțelegem asta? Ne sunteți mulțumit de acest... Siguranță nu. Siguranță, dar cum numărul, crede? Cine trebuia să mai fie numărul acolo? Și lista celor care trebuie să răspundă este mai mare și eu bănuiesc că o să revină la subiect. Și nu doar bănuiesc, dar sunt sigur din investigațiile pe care le facem. Chiar noi am spus că nu poți să vină procurorii și spună că uite, noi acum adunăm probatoriu ca să-l atragem, ca să-l tragem la răspundere încă pe un fost premier sau pe altcineva. Noi chiar în investigație am scris că... Instituțiile de drept, spre exemplu, sau chiar de Banca Națională, mai multe eu, persoane. Apropo, nici Kroll nu am înțeles cum nu a observat anumite fenomene, dar, în fine, cu siguranță este mai mare lista celor care trebuie trași la răspundere, pentru că figurantul din listă filată a însemnat, de fapt, nu persoana fizică, dar în calitate de exemplu am spus filat, da? Reprezenta un partid aflat la guvernare. Unul dintr-o alianță. Da, care avea o schemă de repartizare a funcțiilor, inclusiv CNPF-ul, Ministerul Finanțelor, altele, vedem că nu figurează. Da. Totodată era un guvern de alianță, aici și Platon și Șur au jucat foarte bine partida asta, în alianță se impuneau iarăși prin șantaj politic anumite decizii sau evitare. Credeți că ceilalți membri alianței erau șantajați? Nu doar.
la moment, bănuiesc. Au fost și implicări, dar haideți să vedem cum o să decurg în continuare. Cum o să, de exemplu, Gacevici a recunoscut partea lui de vină. Vedem cum o să poartă ceilalți. Eu acum, pentru că noi am pomenit drept document de bună credință, tot ce a scris domnul Șor în denunțurile sale. Este întărită printr-o sentință. Într-un moment dat, în primul denunț care l-a vizat pe Vlad Filat, Șor menționa despre faptul că, la un moment dat, s-a întâlnit în hotelul Codru, împreună cu Vlad Filat, Iurie Leancă și Vlad Plahotniuc. Și i-a povestit despre ce se pune la cale. Și, cel puțin, Șor spune așa, că Vlad Plahotniuc le-a spus, nu se poate, Doamne ferește să furați banca. Deci, cel puțin, domnul Vlad Plahotniuc știa despre faptul că se fură banca. Nu știu dacă dumneavoastră a făcut vreun denunț la procuratură. Eu n-am auzit. Iar așa am menționat în investigație. Aici este și momentul interesant. Da? Însă și emiterea acestei garanții, da? A trezit mai multe speculații. Toată lumea și-a făcut din politicienii noștri PR. A zis că tu ai furat miliardul. Celălalt a zis că tu ai furat. S-a făcut un... Cine din instituțiile de stat era responsabil de supravegherea sectorului bancar? Și în genere, cine s-a ocupat de instituții? Începând cu SIS-ul și terminând cu președintele țării. Instituții, vă rog să le spunem, trebuie, pentru că avem pe cineva pe Skype și vrem să luăm legătura. Ok, sunt cel puțin două cele mai importante instituții. Prima este Banca Națională și a doilea este Serviciul de Prevenire și Combatere Spălării Banilor de la CNA. Persoanele care concret urmăresc tranzacțiile suspecte și pot să le blocheze. Mai mult ca atât, Banca Națională are mai multe instrumente, inclusiv blocarea acțiunilor la companiile offshore care le dețin ilegal la cele bănci, retragerea confirmării la administratori, sistarea oricăror tranzacții, retragerea licenței. Sunt în alianță seara. Întrebarea este, tu închizi domnul Drăguțanu, în calitate de guvernator, ce instrumente a folosit din cele prevăzute de lege? Este un element de trafic de influență și trebuie să fie examinat. Sigur, ok, lasă iasă Drăguțanu și să spună cine lui a dat indicații să nu întreprinde nimic. Da. Vă spun. Exact. În acest moment avem legătură telefonică. Nu mai avem, pentru că ne-a așteptat și s-a întrerupt legătura. Eu de la bun început am menționat că documentul acesta acoperă doar o mică parte a ceea ce înseamnă frauda respectivă. Sunt foarte multe aspecte care nu au fost acoperite sub nicio formă și lucrul acesta trebuie să fie inițiat. Chiar și același ceea ce discutam și la emisiunea anterioară despre cele 2 miliarde de credit care a fost acordat de către Victoria Bank către aceste bănci. Da, creditele interbancare, ele nu știu cum iarăși nu s-au luat în cap. De ce în toată lumea civilizată, deci este o practică fermă pe subiectul respectiv, deci alte instituții financiare care au recreditat o bancă care era clar că ele sunt cu probleme, nu se compensează din condițiile respective. În cel mai bun caz, dacă ele au anumite dificultăți, aceste bănci, sau, de exemplu, dacă ar fi rămas Victoria Bank fără 2 miliarde, și asta, într-adevăr, ar fi o problemă, fiindcă este o bancă sistemică, se creditează, poate fi creditată chiar și preferențial, poate fi luat o astfel de decizie, în aceleași condiții care au fost creditate și celelalte bănci. Victoria Bank. Da, deci Victoria Bank să fie creditată. Dar Victoria Bank trebuie să fie creditată și Victoria Bank trebuie să recupereze într-un regim foarte lejer, poate să fie, dar ea trebuie să recupereze acești bani și nici de cum nu contribuabile. Exact. Am restabilit legătura prin Skype cu domnul Ion Crețu, care este avocatul controversatul om de afaceri Vecislav Platon. Cu domnul Crețu vrem să discutăm și cu cei din platou despre noul dosar anunțat deocamdată de avocați în cadrul unei conferințe de presă săptămâna aceasta, avocații lui Platon. Deci ei au anunțat opinia publică despre faptul că mai există o cauză penală în care Vecislav Platon este acuzat că ar fi sustras de la băncile care se află acum în proces de lichidare 1,7 miliarde de lei. Avocații au o altă opinie despre cine de fapt a furat acești bani și cum a furat. Domnule Crețu, ne auziți? Da. Bună seara! Bună seara! Acest nou dosar... Noi vă auzim bine, domnule Crețu. Această sumă de 1,7 miliarde de lei, nu știu cum,
în schemă coincide cu suma care s-a scăzut din banii care ar fi trebuit să întoarcă Ilan Șor, deci prejudiciul pe care l-ar fi comis bugetului de stat sau celor trei bănci Ilan Șor. Să înțelegem că această parte a vinei a fost luată de acolo și transferată aici sau cum? Da, deja de la Șor a fost transferat către Vecislav Platon această sumă. Se datorează faptului că îi atribuie compania Zenit Management lui Vecislav Platon. Da. Dar asta s-a întâmplat într-un alt denunț, că noi nu mai înțelegem câte denunțe era depus domnul Șor. Este al treilea denunț a domnului Șor sau al doilea? Eu cred că nu este al doilea denunț, dar procuratura a organizat în alt mod. Primul dosar, pentru ce a fost și așa cu așa rapiditate examinat? Pentru ca compania Zenit Management să-i fie atribuită lui Platon Vecislav, ca ulterior se poate... Și acest 1,7 miliarde. Uh-huh. Acum se demonstrează că în privința lui Șor nu a fost trimis cauza penală despre furtul miliardului în instanța de judecată. Cum ei, n-a fost la fază de urmărire pe... Așa nu a fost. Dacă se demonstrează prin noua învinuire, se demonstrează că nimeni până acum nu a fost învinuit de această sumă. Inclusiv și Ilan Șor. Deci această sumă nu s-a regăsit în dosarul care s-a aflat în instanță al lui Ilan Șor? Nu s-a regăsit? Presupun că nu a fost, nu este. Deoarece... În cifră s-a regăsit. Deoarece procuratura nu putea să înainteze învinuire până era o hotărâre definitivă pe cazul lui Ilan Șor. A cui totuși este firma asta Zenit Management? Pentru că foarte multe prejudicii legate de furtul miliardului sunt legate de această companie. Șor zice că... Da, spuneți. Dacă îmi permiți, cine sunt invitații în platou? Pentru că eu, din motive tehnice, n-am putut să privesc. Invitații în platou sunt Sergiu Tofilat, Sergiu Gaibu și Vecislav Balacci. Da. Sper că îi cunoașteți pe toți. Da. Ca răspuns la întrebările mele, eu o să dau ulterior. Dacă îmi permiți dumneavoastră să acordă câteva întrebări domnului Balacci. Da, chiar vă rog să inițiați discuții. Și am și eu pentru dumneavoastră câteva, dar o să facem un schimb de întrebări. Bine. Bine. Sper că-și de răspunsuri. Da. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, în investigația dumneavoastră, ați indicat că creditele de la Victoria Bank din 2011... au fost transferate la companiile lui Platon Vecislav. Dumneavoastră, ați stabilit ulterior unde au fost transferate aceste mijloace financiare, aceste 40 de milioane de dolari? Ele au fost transferate închizând creditele luate de către clientul dumneavoastră. Ați văzut în investigație, probabil. Decembrie 2011. Exact. Eu vorbesc de 2011. Da. Ați indicat că au ajuns pe conturile lui Platon Vecislav. Așa? Dar mai departe. Așa? Mai departe. Unii ați stabilit, unii s-au dus mai departe aceste mijloace financiare, aceste 40 de milioane. Mine mă interesează unde, cine a luat creditul și a semnat contractul de fideșune. L-a garantat sau dumneavoastră vreți să spuneți că nu este semnătura clientului dumneavoastră acolo? Bine. Aici este răspunsul dumneavoastră. Acum dați-mi voie să răspund eu. Eu v-am adresat și o întrebare, dacă să fie dinamic. O secundă, dacă îmi permiteți, ca să pot să răspund și eu la întrebarea dată, după care să ne acordați întrebări și dumneavoastră, bine? Uh-huh. Uitați-vă, aceste 40 de milioane credite din Victoria Bank în 2011 au ajuns pe contul OTIV al lui Vladimir Plahotniuc. Contractul escrow de a ajunge pe contul OTIV a fost semnat de Andrian Candu. De ce dumneavoastră tăceți? Procuratura tace despre asta. Pentru că domnul este contractul escrow. Domnul Creță, nu vă supărați. Mine m-a interesat în toată investigația asta, în primul rând, prejudiciu pentru cetățean. Relațiile clientului dumneavoastră cu Vlad Plahotniuc sunt... Puteți să le clarificați în...
Faptul că dumneavoastră ați recunoscut că clientul dumneavoastră a semnat un contract de fidejusiune, da, garantat, niște, a luat niște credite de la Victoria Bank. Cine v-a spus că recunoscut? Deci dumneavoastră vreți că dumneavoastră vreți ca eu să urmăresc ce a făcut clientul dumneavoastră cu banii după ce i-a furat din bancă sau cum? Eu nu știu. Stați, posibil să o să revin. Nu în primul rând, dați să răspund. Okay. Acești 40 milioane nu au fost furate din bancă, asta e prima. Ce fost făcut? A doua. Dar ce a fost făcut? S-a întors cumva creditul din banii lui Platon? Sau? Nu, ele s-au dus, ajungem și la asta, ele s-au dus pe contul la OTIV. No. Și contractul a fost semnat de către Andrian Candu. Acum, dați-mi permiteți cu contractele de fidejusiune ce mi-a spus. În instanța judecată am solicitat expertiza grafoscopică. Dar instanța a refuzat. La fel cum procuratura în 2016 a arătat doar schema, o parte din schemă, dar nu a vrut să arăte cum a ajuns banii la OTIV. Aceasta e una. Acum, altă întrebare... Vreți spuneți că semnătura este falsă, da, din contracte? Păi nu cunoaștem, dacă nu a refuzat să facem expertiza. Păi de ce atunci, clientul dumneavoastră recunoaște că a semnat contractul? Stați un pic, în investigație Zeppelin este omis faptul. Stați un pic, domnule Crețu, domnul Tofilat tot vrea să intervină. Corect, da. Deci uitați-vă, în investigație Zeppelin se menționează că Platon în 2011 a scos 40 de milioane de dolari din Victoria Bank. Exact. Ok. Nu se menționează că acești bani s-au întors înapoi în Victoria Bank și au plecat mai departe la OTIV Prime Management sub contract semnat de Adrian Candu pentru procurarea acțiunilor Victoria Bank. În 2014 cumva s-au întors din banii de la Banca de Economie? În 2011. Nu, nu, nu. În 2011. Poftim, este contractul escrow, este și rulajul de pe compania Westbourne Enterprises, unde se menționează foarte clar că banii s-au întors pe contul 27.95.1002 din Victoria Bank și au plecat de acolo mai departe la OTIV. Adică contract semnat de Adrian Candu. Clientul dumneavoastră deci a luat creditul, l-a întors înapoi, dar nu se mai niciun act cu nu-i clientul meu, cu nu întreabă cum eu mă adresam la domnul Crețu. Dați să vă explic aici. Contractul escrow pentru ce a fost semnat? Pentru procurarea acțiunilor și clădirilor, așa? 40 de milioane au ajuns pe contul la OTIV. Acum, trecem în anul 2014, trecem așa. În 2014. Da? Domnul Balaxie, răspundeți-mi, vă rog, în primul rând, cum ați stabilit ca compania Zenith Management aparține lui Platon Vecislav? Foarte, foarte în ușor. Foarte ușor, pentru un contract de fidejusiune pe care dumneavoastră iarăși spuneți că nu a semnat domnul... Haideți să lăsăm să încheie gândul, domnul Balaxie, pentru că nu... Da, 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 da. Foarte ușor. Banii furați din Banca de Economie, de șor, da, ajung pe conturile Zenith Management, apropo, pe conturile lui Platon din Trusta Commerzbanka din Letonia și se întorc de acolo pe conturile Victoria Bank închizând creditul din 2011. Platon, eu tot vreau să înțeleg. Domnul Șor, în primul denunț pe care l-a făcut, care îl ghiza pe Vlad Filat, zicea că Zenith este firma lui. Foarte ușor, sunt IP-urile care demonstrează că nu poți să te ascunzi după deget în anumite situații. Cine a spus de IP-ul Zenith Management? Eu n-am auzit nicăieri de dânsul. Adică, păi, am înțeles că ați citit investigația noastră. Vreți să vă dăm listă? Acolo nu-i dat IP-ul la Zenith Management. Poftim? Deci procurorii, da, eu nu procurorul anticorupției Viorel Morar, împreună cu Adrian Corșmar, adjunctul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din CNA, în 2016, în iulie, într-o conferință de presă, au explicat această schemă și au spus următorul lucru, că cele 4 sau 5 companii care au contractat creditul la Victoria Bank și cele 4 companii offshore care sunt implicate în laundromat sunt controlate de Vyacheslav Platon pentru că s-au făcut tranzacții de pe același IP. Acolo nu-i scris nicăieri niciun cuvânt de Zenith Management. Concluziile, noi avem informații mult mai interesante mai decât ale pe care le-ați văzut. Probabil, apropo, nu sunt anexate la stop. Când au fost semnate contractele de fidejusiune cu Zenith Management? În 2000? Ce dată? În 19 și 20 noiembrie. Exact. Spuneți-vă, rog, dar care era obligația lui Platon față de Victoria Bank la acea perioadă? Și care era foarte interesantă interesant întrebarea. Platon tocmai vânduse aripa lui Platon din FSB, tocmai în centrul Moscovei, Platon își lua
12,5 milioane Sloton de avea dolari. Credite la Victoria Bank. Da, ok. Exact. El avea careva obligațiuni sau cunoașteți dumneavoastră că de pe 7 până pe 10 noiembrie Platon a trecut toate creditele pe șor. Exact. Șor a pus și gajuri acolo la Victoria Bank. Deci deja șor era dator la Victoria Bank începând cu 10 noiembrie. Exact, asta își demonstrează așa relațiile între Platon ei doi. Platon nu mai avea nicio datorie față de Victoria Bank. După asta, șor a început să scoată bani din banca de economie, exact, să-și închidă obligațiile deja a sale la Victoria Bank. Atunci ce interes a avut șor să preia, să preia datoriile lui Platon? Îmi permiți ajungem... să răspund. Da. Iată aici ajungem... răspund eu. Domnul, da. Domnul Creață, da? Vă rog, da, să interveniți și dumneavoastră. A? Da, dacă îmi permiți. Pentru ce a restituit, a preluat datoriile șor? Le-a luat pentru că a cumpărat acțiunile la Victoria Bank. Eca pentru ce? Pentru că în 2011 tot șor au fost procurate acțiunile. Au fost procurate acțiunile la Victoria Bank, dar în 2014 s-au întors înapoi la Vladimir Plahotniuc. Și pentru a achita aceste acțiuni a fost necesar și preluarea datoriilor, da, de da, la Victoria Bank. Acum, da, Zenith, da, Management a rambursat aceste credite, a rambursat aceste credite. În cadrul procesului noi am solicitat ca să fie aplicat sechestru pe acțiunile Victoria Bank, exact, deoarece au fost procurate din mijloacele financiare de la BM. Exact. Și nimeni n-a vrut să aplice sechestru. Dar doar după asta au fost... Cum noi putem să mai recuperăm mijloacele bănești dacă ei n-au vrut să aplice niște sechestru pe acțiuni? Deci, care au fost procurate din banii de la Banca de Economie. Deci, domnul Creață, eu o să repet, mă interesează banii furați, nu proceduri pus sechestru pe nu știu ce... Care banii stați, care banii furați, omule? Spuneți-mi, vă rog. Deci banii i-a furat șor, e clar. Nu mi-a să răspuns. Banii au plecat din Victoria Bank prin Trusta Commerzbanca, da? Sau vreți să spuneți că șor a spălat banii la Andromat? Omule, în 2011 a fost asta și a ajuns pe contul la OTIV. Dar să nu încurcăm, 2011 cu 2014. Da, în 2014, Zenith Management a rambursat creditele care eu în acest context am o întrebare. Deci noi vorbim de faptul că în decembrie 2011 Victoria Bank a acordat 40 de milioane de dolari la câteva companii controlate de aceeași persoană. Iată, noi cu domnul Gaibu suntem din sistemul bancar. Eu chiar vreau să aflu opinia lui. Poate o bancă din Moldova, oricare ar fi, ea să acorde 40 de milioane de dolari unui singur beneficiar. Este legal, permit regulamentele BNB. Privind concentrarea și privind sunt normativi în ceea ce privește exact cantitatea de expunere față de un grup financiar și față de clienți mari. Corect, deci cu alte cuvinte nu poate nicio bancă din Moldova. Limitate, da. Este ilegal. Deci Natalia Politov-Cangaș și cu membrii Comitetului de Credite în decembrie 2011 au încalcat regulamentul BNM privind creditele mari. Ei nu aveau voie să acorde așa credite. Începem cu asta. Mai departe, în 2014, în noiembrie, a avut loc o tranzacție între Plahotniuc și Platon. Platon îi întoarce acțiunile Victoria Bank lui Plahotniuc. Este tranzacție pe bursa de valori pe data de 13 noiembrie. Pot să vă arăt și documentul pe aici. 2014. În același timp, da, Plahotniuc s-a angajat să-i achite creditele lui Platon, care acestea le luase de la Victoria Bank. Platon le cesionează ușor de pe 7 până pe 10 noiembrie și ușor deja le închide creditele la Victoria Bank din bani furați de la Banca de Economie. Și acum, faptul că procurorii ascund adresa IP de pe care s-au făcut tranzacțiile pe Zenith Management este de fapt o dovadă a faptului că ei sunt complici la acoperirea acestei scheme care e parte din furtul miliardului. Sergiu, nu, eu am mai departe, dacă respectiv ne uităm pe sentința de condamnare a lui Vlad Filat, mi-e pare rău că tu te-ai transformat în avocatul lui Platon, operez cu documente. Haideți mai... Deci, Slav, eu te-am ascult deja să-mi dai să voie și mie să expun. Moment, moment important, Mariana, foarte important. Dacă ne uităm în sentința de condamnare a lui Vlad Filat, vedem că la fel
Șor a folosit compania Zenith Management, da, și a zis că pentru este... a achita mite lui Filat. Pentru păi, presupuse mite, pentru că nu este... este okay, deci Zenith Management a fost folosit tocmai pentru a transmite, așa zisele, 250 de milioane prin cele trei fete din Federația deci, Rusă, folosit, care nu știau nici cu spatele. Dar apare această companie Zenith Management. Și ca să nu fie dubiu, da, eu tare vreau să îndemn procurorii să tipărească tot rulajul pe Zenith Management, nu numai prima pagină din 17. Asta vreau să zic și eu acum, pentru că eu am văzut mai multe pagini din aceste, din rulajele care vizează această companie Zenith Management și vreau să vă spun că acolo apar companii foarte interesante, companii care, nu știu cum, domnule Balacci, au parcă mai multă legătură cu Ilan Șor decât cu Vecislav Platon. Exact. El a plătit tot felul de servicii, servicii avia, servicii era, de era concerte și de nu știu ce. Deci, totuși, beneficiar al acestor sume de bani care veneau, de, care se duceau de pe Zenith, era Ilan Șor. Ilan Șor zice, de asemenea, de că este firma lui. Deci cum, eu înțeleg că Ilan Șor a fost de circunstanțe. Era vorba de două spălătorii de, care concertat atacau sistemul bancar al Republicii Moldova. Și erau două zenite sau cum? Două companii Zenith, clone, eu nu înțeleg. Haideți să-l facem din clientul dumneavoastră erou, domnule Cleț. Dacă îmi permiți mie să răspund, îmi permiți să spun referitor la Zenith. Vă rog, da, noi suntem pe final de emisiune și întrebare. Dacă îmi permiți, referitor da, la scurt, Zenith vă rog, Management. Domnule... Pe scurt, Zenith Management, doar în baza declarației lui Lanșor, i-a atribuit-o lui Platon Vecislav. Dar rulajul, care eu, apropo, l-am obținut acum, recent, trei luni în urmă, demonstrează cu totul altfel. Toate companiile, la cine se transferă, rulajul este compus din 22 de file. Bine. Și se transferă către companiile lui Lanșor și sunt conexiuni cu Vladimir Plahotniuc. Mai mult ca atât vreau să menționez. Zenith Management o transferat către Victoria Bank, așa, mijloacele bănești. Aceste mijloace bănești au fost folosite în credit interbancare, care face parte cele 2 miliarde de lei care a acordat Victoria Bank băncii de economii. Corect. Și iar după instituirea administrației speciale și după eliberarea garanției de stat, au fost restituite în contul la Victoria Bank acele 2 miliarde, după care Victoria Bank a restituit Zenith Management acele mijloace bănești. Ok, domnule Creț, să admitem că ne-am clarificat cu Zenith-ul. Națională. Da. Pentru acei de casă. Dar cum ne-am clarificat dumneavoastră la ce... opinia ți-a rămas până... Și v-am spus că Zenith-ul este o, ca și în cadrul, în cazul celorlalte companii offshore implicate, este o companie folosită de... Acum este Zenith-ul, concret. Zenith-ul este al lui Vecislav Platon, ori nu poate... Zenith-ul în ce conturi avea, în ce bancă avea? Dar se poate citesc din sentința, din autodenunțul lui Șor. Nu, e foarte important. Deci Șor spune că pe 19 noiembrie 2014, nu mi-am amintit exact prin ce metodă, posibil chiar și prin Viber, de către Platon mi-au fost transmise rechizitele bancare a companiei Zenith Management. Deci asta sunt vorbele lui Șor. Acum, spuneți-vă rog, câte ori ați fost la bancă să faceți transfer? Te duci acolo cu telefonul și arăți domnișoarei rechizitele și transferăm, te rog, 30 de milioane de dolari? Ori trebuie să aduci contract? Nu am făcut concluziile din denunțul de plată. Lui Șor. Asta e foarte important. Sergiu, eu am IP-urile, inclusiv persoanele care au gestionat. IP-urile, poți să le publici? Cu siguranță, da. Care am indicat să va urma. Domnul Crețu, bine, să admitem... IP-urile nu au fost ridicate la dosar, nu sunt la dosar. Domnul Crețu, Moldincombanco este banca clientului dumneavoastră sau nu? Da, eu nu știu dacă mai reușim să discutăm despre... Nu, dacă este foarte important pentru cei de acasă. Permiteți-mi să răspund. În decembrie 2013... În decembrie 2013, companiile offshore ale clientului dumneavoastră au luat credite de la Moldincombanco lui. Nu mai spunem de Zenith, aici, de altceva. Aici e foarte temă interesantă, dați-vă spun, așa, da, răspund. E foarte interesant. Știți unde s-au dus banii? Nu, vorbează. Eu am întrebat doar, este clientul lui. Din păcate, noi nu mai avem timp. Eu mi-aș fi dorit să discutăm despre acest subiect.
Vă rog să răspundeți, domnul Crețu, dar mai mult nu. Eu vreau să vă spun că mi-e pare rău că despre Landromat nu s-a vorbit atunci când trebuia să vorbească, exact. Da? Mie tot, ca să da. Înțelegem. Noi am început să discutăm, noi presa mă refer, în 2015 despre acest subiect. După procuratura atunci nu discuta nimic despre subiectul ăsta, ne pare rău că abia acum discutăm. Nu că n-ar fi important, el și acum este important. Nu este legat de Landromat, este vorba de creditele din 2014 de la Banca de Economie scoase de șor, prin care se închide fără zenituri, chestii altele, se închid creditele luate de la Molding Combat. Da, vă rog să răspundeți, dar nu mai continuăm subiectul după asta. Da. Știți care credite au fost restituite? Care? Acel de la Victoria Bank, care e șor în Londinuit pe Efilat, pentru că i-a dat mită. O fost restituit creditul la de la Victoria Bank din 17 aprilie 2013, prin care învinuirea lui Vlad Filat figurează că șor, i-a transmis din Victoria Bank lui Vlad Filat. Și în decembrie 2013 au fost restituite aceste credite din Moldincom Bank. Ea ca unde este? Nu, s-a întors, nu din, dar acum, în... Bun, okay. Mă tem că aceste discuții ale noastre deja devin mult prea tehnici, telespectatorii nu cred că mai înțeleg exact despre ce discutăm, da. Noi ne-am plecat prea departe. Și suntem și pe final, noi de fapt deja am depășit timpul acordat emisiunii, dar da. Domnule Balacce, dumneavoastră ați făcut o precizare la un moment dat, care mie mi se pare foarte curioasă. Dumneavoastră, când era vorba despre Platon, de unde au luat banii și ce au făcut cu banii mai departe, a spus că el a furat banii, nu mă interesează ce au făcut cu banii furați. Trebuie să-i întoarcă. Deci dacă e să aplicăm aceeași regulă, atunci trebuie să zicem șor, da? Că el exact. A furat banii și nu ne interesează ce a făcut cu banii. Dar eu să fiu învinuit de simpatie pentru da. Individul ăsta, nu cred că... Tocmai se întâmplă așa că nu știu de ce cel care, așa ne spune nou procurorii și Crol, că el a furat banii, eu nu l-am prins de mână, dar procurorii ne spun că Ilan Șor a furat banii, deci prin el au trecut toți banii care au fost sustrași de la exact. Cele trei bănci, el continuă să se află în libertate. Pe el a fost modificată acuzarea pe parcursul examinării dosarului, deci recalificată pedeapsa dintr-o infracțiune în altă infracțiune, suma prejudiciului a fost micșorată. Îmi pare rău că n-a reușit să luăm legătura cu domnul Viorel Morar, dar trebuie să precizăm că domnul Viorel Morar ne-a răspuns de câteva ori la telefon, dar legătura era foarte proastă și nu puteam propriu-zis să purtăm o discuție cu dumnealui în direct, deci nu putem să bănuim pe domnul Morar de faptul că nu a vrut să intre în comunicare cu noi în cadrul acestei emisiuni, dar îmi pare rău că n-a reușit să-l întrebăm pe dumnealui unde este acea acțiune civilă care a fost admisă de judecători pe dosarul, pe prejudiciul provocat de către Ilan Șor, pentru că noi am căutat această acțiune civilă și n-am găsit-o nicăieri, măcar 2,7 miliarde, măcar 1 întreg și ceva miliarde, dar să vedem că, propriu zis, Ilan Șor îi se pune vis-a-vis de o sumă de bani pe care ar trebui să o recupereze. Noi nu am văzut această sumă nicăieri. Și de asemenea, ceea ce e o întrebare pentru mine și am să vă rog, asta probabil va fi ultima întrebare pe care o adresez în timpul acestei emisiuni. Deci, eu de subiectul legat de furtul miliardului mă ocup cam de vreo 2 ani de zile, de anchete, mă rog, de investigații, nu pot pretinde că am reușit să obțin foarte multe lucruri. Din păcate, domnul Balacci, eu nu am sursele pe care le aveți dumneavoastră, care vă oferă informații. Eu sunt nevoită să scriu solicitări de informații și să obțin cu bucățica. Dar să colaborăm. Da. Eu aș fi preferat să obțin toată informația, nu doar parțial, pentru că informațiile pe care am reușit eu să le... Să ne pună toată schema pe masă, ar trebui să fie prea buni rușii la inimă ca să ne dea servicii. Eu am senzația că în schemele dumneavoastră lipsește... Deci dumneavoastră vedeți schema nu tot tablou, dar o parte, da? Și procuratura am impresia că exact același lucru vede o parte din schemă. Cel puțin, v-am zis, matematica nu iese așa cum ar trebui să iasă. Hai dar vreau să precizez doar un lucru. Doar eu am altă impresie, că o parte din presă îl menajează pe Platon, de exemplu. Și s-a văzut puțin și în studio. Eu cred astăzi. Că pe mine nu mă puteți acuza că menajez pe Platon. Da? Pentru că știți că eu cred că am scris mai mult decât mulți alți jurnaliști în Moldova despre încălcările comisiei. Dar stați-mi voie că eu n-am reușit să adresez întrebarea. Deci am zis, am văzut mai multe elemente legate din furtul miliardului, mai multe tranzacții, deci banii cum plecau, cum erau scoși din bănci și cum se duceau. De fiecare dată, în fiecare din aceste scheme care l-au vizat și pe Vlad Filat, și pe Vyacheslav Platon, și pe Kiril Lucinski, și pe alții, apărea, deci cursul, banii scoși din Banca de Economii, tranzitau tot felul de companii, se duceau la companii apropiate...
sau care ar fi fost afiliate de Vlad Filat, afiliate lui Veaceslav Platon, dar plecau și spre alte companii. Alte companii despre care nouă nici Procuratura Generală, nici Centrul Național Anticorupție, nici alte instituții de drept din Republica Moldova nu ne spune absolut nimic. Întrebarea Haideți să vedem care sunt companiile, la care ajungea cealaltă sumă de bani, pentru că nu toți banii care ieșeau din companii se duceau la Vlad Filat. Nu toți banii se opreau la Veaceslav Platon. Nu toți banii se opreau la Ilan Șordă. Dacă facem o scurtă matematică, iarăși nu ies niște sume, niște miliarde. Unde s-au dus și cine este beneficiarul? Pentru că eu nu vreau să mă dau mult cu presupusul, dar într-o alianță, cum a spus dumneavoastră, unde se negociază și se pun așa, probabil se negociază nu pe gratis. Cu siguranță nu pe gratis. Cu siguranță cineva l-a lăsat pe altcineva fără a evalua corect, că își taie toți craca de sub propriul fund. Și de ce Procuratura nu ne spune și despre ăștia? Eu sper că Procuratura investighează și dacă Procuratura nu se investigheze, atunci o să vă propun dumneavoastră, noi împreună să ne facem datorie și să punem presiune pe ei, cum am făcut și cu această investigație. Dar dumneavoastră ați găsit aceste sume în schemele dumneavoastră? Noi lucrăm pe mai multe sume, pe mai multe direcții, sunt foarte interesante. Ați văzut și dumneavoastră sume care pleacă în altă parte? Din păcate, domnul Crețu nu vreau să ne ajute. Am și iată de la colegii din Ucraina o întrebare care am vrut să-i adresez domnului Crețu, denumirea unei companii. Da. Care dumnealui tot probabil o să ne spună când compania din Ucraina... Dumnealui mai revine, s-a întrerupt pur și simplu legătura telefonică prin Skype cu dumnealui. Desigur, sunt foarte... Pentru că dumneavoastră tot faceți o anchetă și pentru că ați dispus de mai multe informații decât am dispus eu, este clar, din această investigație. Spuneți, vă rog, dumneavoastră ați găsit bani care plecau în altă parte decât la grupurile care sunt vizate de procurori? Cu siguranță, Mariana. Cine sunt ceilalți? Cu siguranță, Mariana. Noi chiar am extins mult mai mult sumele tranzitate prin Republica Moldova. Trebuie urgent să luăm publicitate de un minut și ne întoarcem. Am revenit în studio pentru ultima foarte, foarte bucată din emisiune, foarte, foarte scurtă. Dumneavoastră, înainte de pauză, v-am întrerupt pentru că trebuie să intrăm în publicitate. Aveți un gând de spus, din cheia. Da, spuneam despre faptul că în furtul miliardului din Republica Moldova sunt companii mult mai interesante, deci companii care figurează în atacuri Raider din Ucraina, la sistemul bancar Ucrainei, Raiffeisen Bank, a fost atacată de către grupul Platon. Deci tot este o firmă lui Platon, aceea de acolo. Este aceeași firmă care a luat credit de la Victoria Bank. Domnul Platon, domnul Crețu, n-ați găsit nicio firmă care a fi afiliată cu vreun membru al Partidului Democrat? Deci nimeni, Partidul Democrat pur și simplu a privit dintr-o parte cum se fură banii Moldova? Haideți, eu înțeleg ca și sens propagandistic, da? Nu, el nu are niciun sens propagandistic, este pur și simplu un calcul rațional, logic. Deci din moment ce noi avem o alianță și a fost repartizate niște funcții în cadrul acestei alianțe, este ciudat să vezi că o parte se uită pur și simplu, nu intervine să dea peste mâini și nici nu beneficiază. De ce era în comă sau ce era cu partea aceea? În investigație, care este versiunea noastră, da? Cineva l-a lăsat pe altcineva să sape propria groapă fără să evalueze corect consecințele. Dar nu asta importă. Atunci când investigăm și scrim ceva, noi am preferat totul să scrim cu ideea că o să vină cei mai buni avocați și bine plătiți în instanță și o să ne cheme. Avem fiecare literă, o putem proba. Da, eu aș fi la fel și în privința întrebării în dumneavoastră. Și nouă ne este foarte curios că dacă am plasa numele Plahotniuc în investigație, ar fi foarte propagandistic, frumos și aducător de punct. Dar credeți-ne că noi nu folosim pentru ca să aducă propagandă, pentru că dacă nu ai probă, asta îți aduce dosare și e mai exact, grav. Exact. Da. Nu sunt la... Am avut mai multe dosare și probabil voi mai avea și în continuare și tot timpul când fac ceva sau scriu ceva, ies din probele pe care le-am în buzunar. De asta Haideți să-l ascultăm, am înțeles ideea, dar nu mai avem timp. Haideți să-l ascultăm pe domnul Crețu, pentru că dumnealui vrea să spun un gând acum pe final de emisiune. Domn Crețu, mai sunteți cu noi? Da. Vă rog foarte scurt, că nu mai avem timp. La sfârșit vreau să vă spun că Procuratura, pe toți care-i de proști, real, eu am acte. Ceea ce spune domnul Balacice, dumnealui nu are acte. Eu am acte care așa se le public. Haide și vinem în instanță, doresc. Fiecare om azi decide
Cine e corect? Păi veniți în instanță. Prin rulaj. Ce să fac eu instanță? Eu nu cred în justiția Republicii Moldova. Păi de ce mai vreți dumneavoastră pe instanță? De ce vă apărați clientul atunci dacă nu aveți încredere? Eu zic că în situația asta, dacă nu aveți încredere în justiție, clientul, dacă, puneți-o la dispoziția jurnaliștilor, cel puțin ei să-și facă meseria, să află jurnaliștii. Dați presie, da, sigur. Domnule Crețu, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru intervenție. Nu mai avem timp în această emisiune. Da, domnul Gaib, dumneavoastră mai mult ați asistat la aceste discuții. De asta am să vă rog să faceți dumneavoastră concluzia finală a emisiunii. Ce ați înțeles dumneavoastră de ultima parte a emisiunii? Să spun simplu, fiindcă noi ne-am întâlnit circa jumate de an în urmă după raportul Crowell 2, sinteza. La noi chiar a doua zi ne-am întâlnit, am stat noapte și am citit atent. Și am discutat subiectul ăsta. Păi uitați-vă, de atunci până acum, noi atunci la momentul respectiv am constatat că avem circa 1 miliard recuperat din activele, cea mai mare parte a creditelor bune și activele băncilor, natural se recuperează. Foarte puțin s-a recuperat în mijloc din ceea ce e fraudat. Aceleași întrebări au rămas deschise în ceea ce privește ce au făcut autoritățile statului, de ce nu se produce nicio investigație pe subiectele respective. Aceeași întrebare am deschis-o, ce se întâmplă cu cazul ușor, de ce este o diferență atât de majoră față de modul de instrumentare a cazului cu Platon și cu Filat, care au mers foarte repede și în cazul respectiv este tot o altă abordare. Ilan Șor mai are un dosar, primul din 2015, care nu a ajuns în instanță. Da, și iarăși reconfirmă abordarea selectivă, să spunem așa, și evident trezește întrebări la toată populația. Păi uitați-vă că am ajuns peste jumătate de an și avem absolut aceleași întrebări, plus o strategie. Da. Pe această notă, oarecum optimist, avem măcar o strategie în plus, nu chiar tot așa ca și atunci. Încheiem emisiunea din această seară. Vă mulțumesc pentru că ați participat. Le mulțumesc și telespectatorilor care au avut răbdare și au fost alături de noi la o emisiune atât de lungă. Să aveți o seară frumoasă!